Ajunsă în a șasea lună de sarcină, Carisma abia te-și amintește că este gravidă. Se simte atât de bine, iar principalele simptome ale sarcinii au ocolit-o. N-a avut nici toxicoză, nici pofte exagerate, plus că își poate permite să lănăvească oricât își dorește. Ai fost o norocoasă, da? Am fost o norocoasă, unica mea problemă a fost somnul și este până acum. Eu dorm mai mult decât fata. Dar acest lucru probabil așa mi l-am permis eu, că am mai mult timp liber acum, nu lucrez așa de mult, nu apar în așa multe evenimente și automat îmi rezerv mai mult timp pentru mine și atunci ce să fac? Dacă nu citesc și nu brodez și nu fac curat și altceva, dorm. Galina Toma și-a fost curioasă să afle cum se alimentează viitoarea mămică. Cu atât mai mult că la urechile nutriționistei au ajuns unele zvonuri, precum că interpreta ar mai intra periodic prin localurile de fast food. Am mâncat de toate, absolut de toate. Și tot ce a făcut mama pentru familie, am mâncat și eu. Și uneori, după ce luam cina, am luam acasă, la mine, să mai am pentru câteva zile. Alte ori puteam să mănânc și pizza, puteam să mănânc și un kebab, dacă vroiam, știi, cum o gravidă, uneori am niște pofte și plus, poate nu aveam eu așa poftele astea, cât în sfârșit am zis că am dreptul, că sunt gravidă și chiar dacă pun kilograme, nimeni nu poate să-mi spună nimic, că e normal. Dar oricum te-ai străduit și ai adăugat doar 9 kilograme, mai ai puțin. Deși medicul i-a permis să facă sport, Carisma n-a ajuns nici la o lecție de exerciții pentru însărcinate. Astăzi gătim legume. Legume, varză de Bruxelles. Și mine morcovei. Așa. Varza ne aduce în organism acidul folic, care este extrem de important pe perioada sarcinii, și morcovii, vitamina E, vitamina A, antioxidanți, iarăși foarte și foarte importanți. Galina Toma și-a sugerat să renunțe la pizza și alte alimente procesate și să consume cât mai multe legume cu frunze verzi, care conțin acid folic din belșug, un nutrient important pentru dezvoltarea normală a fătului. Îți recomand ca în loc de fast food, kebab, să mănânci alimente preparate sănătos și atunci vei fi sănătoasă și tu și copilul. Eu sunt sigur că am destul de putere pentru orice și pentru asta și pentru kebab. Altfel, i-a dat liber la carne pentru că o gravidă are nevoie de o cantitate dublă de fier, iar carnea este o sursă de fier ce se absorbe foarte ușor. Să știi că este extrem de important pe perioada sarcinii de a consuma carne, deoarece hemoglobina contează pentru perioada sarcinii, este transportator a oxigenului și fătul are nevoie de oxigen și dacă nu mâncăm carne pe perioada sarcinii, atunci putem să facem chiar și anemie. Chiar în timpul sarcinii am consumat și bune și rele și diferite, deci mi-am continuat ritmul, da, cum a fost, sigur că totul a fost cu mult mai puțin, în doze mai mici, pentru că realizam că dacă continuă în același ritm, avem să nu încap pe ușă și nu-mi dorem acest lucru, pentru că pentru orice femeie este important să arate bine, dar înțelegeam că oricum eu să pun kilograme, pentru că așa este constituția corpului meu și deci... Toată viața mea trebuia să mă abțin de la mâncare, pentru că așa e făcut organismul meu, trebuia să fac multă sală, mult sport, ca să arăt bine. Prezența scenică te obliga. Mă obliga și prezența oglinzii în casă, nu doar prezența scenică. Și acum am zis, lăsați-mă măcar 9 luni de zile să mă gândesc cât mănânc, la ce oră mănânc, ce mănânc. Vreau să fac ce vreau eu.